Frați și surori, aș vrea să ne uităm în această dimineață la persoana lui Moise, descrisă în Evrei, capitolul 11, de la versetul 23 până la versetul 27. Ne vom uita la Moise, la istoria lui, până la momentul ieșirii din Egipt, verset asupra căruia aș dori să ne oprim mai mult timp. Și motivul pentru care cred că autorul cărții Evrei se concentrează destul de mult asupra lui Moise, după cum ați văzut, și asupra lui Avram, este pentru că aceștia doi au fost două personaje foarte importante în istoria poporului Israel. Avram, după cum știți, a fost tatăl și este tatăl tuturor credincioșilor, a fost ales de Dumnezeu să reprezinte în felul acesta credincioșii, iar Moise este una dintre cele mai importante figuri în istoria Israelului, pentru că Dumnezeu l-a ales să fie reprezentantul lui, mediatorul pentru poporul Israel, cel care a adus Constituția poporului Israel, ceea ce a ajuns să fie numit Decalogul sau Legea lui Moise. Legea lui Moise. Evreii îl vedeau într-un mod special pe acest Moise, un personaj important. Vedeți lucrul acesta în toate evanghelele, dar mai cu seamă în Evanghelia după Ioan, care se concentrează pe anumite conflicte pe care Domnul Iisus le are cu iudeii, și iudeii mereu și mereu îl aduc în discuție pe Moise. Chiar Domnul Iisus îl aduce în discuție pe Moise pentru a le răspunde asupra unor chestiuni, de exemplu când vorbește despre tăierea împrejur. Moise, care v-a dat tăierea împrejur, v-a pus să tăiați împrejur omul în ziua sabatului. Deci Moise, prin legea lui, v-a poruncit să călcați sabatul, da? Prin legile pe care le-a dat. De exemplu, în Ioan 6 cu 32, Domnul Iisus le zice: adevărat, adevărat vă spun că Moise nu va da pâinea din cer. Ceea ce era o jignire pentru evrei, pentru că evreii pe Moise l-au văzut, da? Prin intermediul lui a fost dată mana. Ci tatăl meu vă da adevărata pâine din cer, adică pe Domnul Iisus Hristos. Ioan 8 cu 5: Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Dar îl pune pe Domnul Iisus Hristos față în față cu Moise, ca și cum Domnul Iisus ar avea altă opinie despre legea lui Moise. Bineînțeles, vă aduceți aminte versetul clasic, foarte bine cunoscut: eu n-am venit să stric legea și prorocii, da? Sau Ioan începe în felul acesta: legea a venit prin Moise, dar adevărul și harul a venit prin Domnul Iisus Hristos. Ioan 9, 28, vă citesc doar 2, 3, 4, 5 versete așa întreagă, ca să vedeți că există această gravitație a vieții evreilor în jurul persoanei lui Moise. Versetul 28, orbul acela care a fost vindicat, spune: ei l-au ocorât și au zis: tu ești ucenicul lui. Noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise. Dar acesta nu știm de unde este sau cine este, da? Deci personajul acesta, Moise, este foarte important pentru evrei. Noi suntem în Cartea Evrei, studiem în acest capitol 11 pe acești oameni, cum sunt ei numiți, acești eroi ai credinței. Acești eroi ai credinței. Sper că v-ați convins că singurul erou din Cartea Evrei este Dumnezeu manifestat în persoana Domnului Iisus Hristos. Și acești oameni, ca și Avram și Sara și Moise, care au făcut mari greșeli în viața lor. Ați ucis pe cineva? Nu. Slavă Domnului. Și multe alte, au făcut lucruri extrem de grave în viața lor. Totuși sunt prezentați de Dumnezeu ca niște oameni ai credinței, care în același timp acest fapt trebuie să fie o încurajare pentru noi. Nu ca să păcătuim și noi. Ei, ai auzit? Putem să păcătuim și să fim oameni mari ai credinței. Nu, ei n-au fost oameni mari ai credinței fiindcă au păcătuit, da? Ci fiindcă au avut un Dumnezeu puternic. Dar este o încurajare pentru noi ca din falimentele, eșecurile noastre să ne ridicăm și să mergem mai departe cu Dumnezeu. De aceea, autorul cărții Evrei se duce la Moise, care este reprezentantul legii, și ce ne vorbește el despre Moise? Că este un om al credinței. Deci avem pe cea mai importantă figură din istoria poporului Israel, care a adus legea, care a explicat legea, care a dezvoltat legea. El era, când spuneai Moise, spuneai legea lui Moise. Și autorul cărții Evrei nu ne spune nimic de legea lui Moise, ci ne spune despre credința lui Moise. Pentru că legea nici măcar în poporul Israel n-a fost intenționată să dea viață, să dea mântuire, să dea iertare poporului Israel. Legea ne-a fost un îndrumător
Spre Hristos. Deci legea cu o palmă te lovea și îți arăta cât de păcătoși ești. Prin lege vine deplina cunoștință a păcatului și cu cealaltă palmă îți arăta soluția este în jertfe, da? Care prefigurau pe Domnul Iisus Hristos. De aceea autorul cărții Evrei nu ne spune nimic de legea lui Moise. Absolut nimic de legea lui Moise. Cum trebuie să ține ei legea lui Moise, că sunt evrei. Ci ne spune despre credința lui Moise. Apropo, acest citat vestit, cel neprihănit va trăi prin credință, nu a fost scris prima dată în perioada Noului Testament, ci a fost scris în Vechiul Testament. Da? A fost scris în Vechiul Testament. La fel, adevărul despre iertarea păcatelor, despre justificare. Ferice de cel cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. Pavel folosește textul acesta pentru a vorbi despre justificarea prin credință. Text luat din Vechiul Testament, da? Deci niciodată în mintea noastră nu există ideea aceasta eronată, care nu este lămurită, de fapt, prin simplul fapt că despre Moise se vorbește doar despre credința lui. Ideea asta eronată că în Vechiul Legământ ei erau cumva iertați, mântuiți, ei trăiau cumva pe baza legii. Dar acum, slavă Domnului, noi trăim pe baza Harului. Vă întreb pe dumneavoastră, în ce bază a fost vreodată iertat vreun evreu înainte de venirea Domnului Iisus? În ce bază? A legii. Ferească Dumnezeu să credem așa ceva. A Harului lui Dumnezeu. Când te duceai și aduceai și murea un miel în locul păcatului tău, ăla se cheamă Har. Tu trebuia să mori. Evident, da? Evident lucrul acesta. Legea a avut scopul acesta. Haideți să ne uităm în primul rând la felul în care a avut loc nașterea lui Moise și care arată credința părinților lui Moise. Da? Este un fel de descriere, de, un fel de istoria credinței descrisă aici, da? Din generație în generație. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Au spus că ăsta a fost unul dintre versetele pe care nu le-am înțeles și nici acum nu știu sigur dacă l-am înțeles, dar măcar împărtășesc cu dumneavoastră dubiile mele. Nu l-am înțeles până săptămâna asta. Cred că în esență l-am înțeles. Nu l-am înțeles până în săptămâna asta și nu l-am înțeles pentru că, bineînțeles, am apelat la fratele păstor să-mi dea o mână de ajutor. Cum vin în fața fraților, fără să știu ce înseamnă versetul 32, nu? 23. Și foarte interesant, găsim un fel de contradicție în Cartea Faptelor Apostolilor cu versetul acesta, pentru că în Cartea Faptelor Apostolilor, în predica lui Ștefan, ni se spune ceva diferit despre Moise, da? Haideți să vă subliniez aspectul asupra care vreau să mă aplec. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că este frumos. Acum, dacă vezi că fiul tu e frumos și vrei să ți-l păstrezi, e un lucru perfect natural și normal. Vă întreb pe dumneavoastră, credeți că n-a mai fost niciun băiat frumos în poporul Israel în afară de Moise? În perioada asta de persecuție în care erau copiii, a mai fost un băiat frumos, ce credeți? Cu siguranță a mai fost un băiat frumos. Credeți că părinții au observat? Acum fiecare cioară crede că puiul ei e frumos, da? Credeți că părinții credeau despre copiii lor că sunt frumoși? Sigur că credeau că sunt frumoși. Ce rol, ce logică are să spuneți, două probleme aici, ce logică are să spună că părinții lui Moise când s-au născut au văzut că era frumos și de asta l-au scăpat, când noi știm că au mai fost mulți alți frumoși și orice părinte ar fi vrut să-și scape copiii, da? Și doi, ce treabă are asta cu credința? Asta are de a face mai degrabă cu un instinct natural, de a-ți proteja copilul, de a salva copilul, cu atât mai mult cu cât e frumos aș vrea să-l țin, da? Ce treabă are lucrul ăsta cu credința? Ne este elucidat sau întâi se creează o confuzie în Faptele Apostolilor, unde ne se spune așa. Fapte 7:20. Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. Dar vorbește de nașterea lui, același lucru. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui lui, da? Deci el s-a născut, Moise, și era frumos înaintea lui Dumnezeu. În Cartea Evrei ni se spune că a fost frumos pentru părinții lui. Și vreau să înțelegeți din pasajele acestea două colaborate, aduse împreună, că Sfânta Scriptură leagă frumusețea fizică a lui Moise și de o excelență, aș spune, spirituală pe care Dumnezeu atașează de copilul ăsta. Părinții lui văd ceva prin frumusețea exterioară sau dincolo de frumusețea exterioară, văd un favor special pe care Dumnezeu îl dă lui Moise. De asta s-a dus să-l salveze. Și nimeni din poporul Israel n-a mai făcut lucrul ăsta în felul în care au făcut ei. Dumnezeu, nu știm cum, că nu ne spune Sfânta Scriptură, cum le-a arătat Dumnezeu că el a căpătat un favor special în ochii lui Dumnezeu. Biblia nu ne spune. Dar fapte ne spune foarte clar că era frumos înaintea lui Dumnezeu și că părinții au văzut nu doar că era frumos fizic, ci că el a primit un favor
de frumusețea fizică s-a atașat o excelență spirituală dată de Dumnezeu. Nu știu cum a făcut Dumnezeu lucrul acesta, dar este clar că Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Nu ne ducem în speculații legate de lucruri pe care nu le știm, dar este clar că Dumnezeu și-a arătat favorul special pentru Moise. Doar așa părinții lui au avut curaj să se împotrivească decretului faraonic și să încerce să-l salveze. De ce? Pentru că Dumnezeu a spus că e a lui și că are un plan special cu el și că are o chemare specială cu el. Da? Ne-a arătat cumva lucrul ăsta, ne-a dat un semn. De aia mergem împotriva curentului. Da? De aceea aș vrea să subliniez primul lucru din credința părinților Moise, că credința se naște din favorul revelat al lui Dumnezeu. Credința se naște din favorul revelat al lui Dumnezeu. Da? Credința este un răspuns pe care noi îl dăm la ceva ce ne spune Dumnezeu. Deci credința părinților Moise nu a fost o încercare a unor părinți disperați de a-și salva copilul. Aia este un lucru perfect natural. Deci încercarea ta disperată de a salva, de exemplu, un copil bolnav și de a umbla în toată lumea asta și de a face poate strângeri de fonduri ce nu și-a imaginat nimeni vreodată. 50.000, 100.000, 500.000 de euro se poate strânge pentru un copil care suferă de o anumită boală, aia se poate chema disperare a unui părinte care face orice să salveze copilul. Dar nu asta a fost cazul părinților lui Moise. Părinții lui Moise au văzut că Dumnezeu își arată un favor special copilului lor și credința părinților s-a bazat pe revelația lui Dumnezeu, pe ceva ce a descoperit Dumnezeu. Nu știm precis cum le-a arătat Dumnezeu. Da? Nu știm precis cum. Dar ei, din cauza că Dumnezeu a inițiat, ei au reacționat, da? Sau din favorul lui Dumnezeu s-a născut credința lor. Da? În același fel, este un principiu aici, în același fel credința noastră se întemeiază pe favorul lui Dumnezeu. Și credința mântuitoare, și credința sfințitoare, credința în esență se întemeiază pe favorul lui Dumnezeu. Noi nu putem crede decât în clipa în care prin Evanghelie ni se spune că în Iisus Hristos avem favorul lui Dumnezeu. În Iisus Hristos avem iertare, în Iisus Hristos avem mântuire. Atunci se naște o licărire de speranță în ființele noastre, până atunci nu avem nicio șansă. Deci ideea de a umbla în lume, zevzec, nebun, pe la moaște, pe la icoane, pe la preoți, pe la pastori, pe la evanghelizări, pe nu știu unde vreți dumneavoastră, ca să câștigi cumva favorul lui Dumnezeu, tu, nu este un semn de credință. Poate să fie un semn de disperare. Un semn de disperare. Un semn de care arată că vrei să te iau ajutor justific. Doamne, uite, am făcut și aia. Sper că o să fie bine. Aia nu este credință. Credința se bazează pe ceva palpabil, aș spune, din punct de vedere spiritual, pe ceva real. Doamne, eu am jertfa Domnului Iisus Hristos, de asta cred. Eu nu cred așa sperând că Dumnezeu mă va ierta. Nu, există o temelie a iertării mele și de aia eu reacționez cu credință, da? De aceea, la început, când am vorbit despre ce este credința adevărată din versetul 1, credința adevărată vede, credința adevărată are ca martor ocular un lucru, da? Eu prin credință văd jertfa Domnului Iisus Hristos, de asta cred în ea. Eu văd cu ochii mei spiritual. Eu nu sper că Domnul Iisus a murit acum 2000 de ani. Eu nu sper că aia chiar a fost o jertfă de ispășire. Eu o văd. Sufletul meu este conectat cu ea prin credință, prin Duhul Sfânt. Eu sunt transportat în afara timpului, în afara spațiului, într-o jertfă de o valoare infinită care transcende istoria în puterea ei. Da? Prin Duhul Sfânt se întâmplă lucrul acesta. Asta este credința. Credința este un răspuns al nostru, ceva ce se naște din și se întemeiază pe favorul pe care Dumnezeu ni-l arată și ni-l comunică prin Evanghelie. Mulți oameni cred că credința este un fel de speranță, da? O ascendere, o ascensiune a omului, ridica. Dumnezeu, sper că o să fie așa. Sper ca la finalul lumii să nu fie de fapt totul să nimic. Totul să ducă nimic. Sper să ne vedem dincolo. Nu, aia nu-i credință. Credința este ceva ce vede, da? Palpabil din punct de vedere spiritual și primește lucrul acela, da? Ea vine din favorul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu arată favor părinților lui Moise și a copilului lor și de aceea ei, când s-a născut, nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Vreau să vă spun, frumusețea, un copil nu poate să arunce un decret pe care l-a dat împăratul, prin care a omorât, Dumnezeu știe câte mii, zeci de mii de copii. Deci faptul că ai văzut copilul frumos nu-ți aruncă frica asta. Încercați. N-are cum! Frumusețea, doar frumusețea fizică a unui copil să-ți alunge frica. Nu are cum! Acolo a fost ceva divin. A fost o intervenție divină. Dumnezeu a arătat. Am un plan special cu copilul ăsta. Și frica părinților s-a dus. Dacă Dumnezeu are un plan special, ca Avram, Dumnezeu o să-l învie din morți. Niciun fel de problemă. L-o duc și l-a duc jertfă. Înțelegeți? Asta este credința. Asta este credința. A fost o intervenție întâi a lui Dumnezeu. În al doilea rând, credința nu doar se naște din favorul revelat al lui Dumnezeu,
Și am spus revelat cu atenție, mai petrec 30 secunde aici. Am spus favorul revelat al lui Dumnezeu, pentru că noi avem favorul lui Dumnezeu, dar din veșnicie. Dar el nu ne este revelat decât când vine Evanghelia la noi, da? Noi doar atunci avem credință. Noi avem credință. Oh, dacă suntem aleși, de ce să mai credem? Pentru că crezi doar când se revelează favorul acela, da? Eu n-am cum să cred din veșnicie, că nici nu am existat acolo. Bun. Al doilea principiu. Credința confruntă cele mai mari pericole care există, da? Ia auziți ce spune. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Cu alte cuvinte, ei au călcat porunca împăratului. Au călcat decretul împăratului. Împăratul este cea mai puternică persoană din țara aceasta. El poate să facă ce vrea el. El dispune de fiecare persoană cum vrea el. El poate să omoare pe cine vrea el, el poate să omoare cât vrea el. Asta este împăratul în Egipt. Și avem doi oameni care înfruntă împăratul, care manifestă nesupunere socială, civică, față de împărat. Da? Și credința lor este cu atât mai remarcabilă cu cât puterea împăratului era mai mare. Da? Dacă ți-ar spune cineva, Iohannis îi supăra pe tine. Și ce? Ce poți să fac Iohannis pentru noi? Cam nimic, după cum vedeți, da? Și treaba meu. Și dacă supăra pe tine, ce? Poți să facă nimica. Ce poți să-ți facă, da? Pentru că nu este înmagazinată în el puterea care era înmagazinată acum mii de ani într-un împărat. Dacă ăla spunea, împăratul s-a supărat pe tine, tatăl s-a terminat cu tine. S-a terminat cu tine. Cu atât este mai remarcabilă credința acestor doi oameni, cu cât pericolul era iminent din partea celei mai înalte autorități din vremea respectivă, care era împăratul, da? Care era împăratul. Totuși, de ce se împotrivesc ei? Și eu cred că ei, văzând favorul pe care Dumnezeu l-a dat copilului lor, credința nu e oarbă. Aici e un lucru foarte important. Noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta foarte bine. Credința nu este oarbă. Credința face o comparație, în cazul acesta, între două tipuri de autoritate. Avem pe autoritatea cea mai înaltă civilă, politică, pe care o vedem și care este împăratul, dar avem o autoritate infinit mai înaltă și mai puternică decât împăratul ăsta, care poate să-i facă așa la împărat și care este Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care ei nu se înspăimântau. Ei nu erau proști. Eu zic, ce faraon? Nu, e prostie. Că faraon putea să-i facă harcea parcea. Nu! Ei știu că faraon are putere, știu că faraon poate dispune și poate ordona moartea lor, pentru că au călcat decretul împăratului, dar ei văd prin credință o autoritate mai înaltă. Și autoritatea aceea este Dumnezeu, da? De aici derivă puterea credințelor. De aici derivă. Din vederea autorității adevărate, da? Credința, așadar, în cazul lor, se ancorează în stăpânirea, în suveranitatea, în guvernarea absolută a lui Dumnezeu. Și principiul pentru noi acesta este singurul lucru care te ține cu mințile întregi în cap în perioade de necaz. Foarte important. Lucrul acesta. Ce faci cu un Dumnezeu bun care nu poate guverna toate lucrurile în vreme de necaz? Nu te poate ajuta la nimica. Ce faci cu un Dumnezeu blând, care n-ar mișca nimic împotriva ta? Nici un fir de iarbă nu l-ar îndrepta împotriva ta, atâta de mare e dragostea și bunătatea lui. Ce faci cu el dacă nu e tot puternic și suveran în vremuri de necaz? Ce faci? Nimic nu faci cu el. Nu faci nimic cu el. Aduceți-vă aminte de Iov, care este unul dintre exemplele cele mai notabile în privința aceasta, care în tragedia pe care a trăit-o omul acesta, dubla tragedie, pierde tot și copiii, își pierde și sănătatea și mai vin și prietenii lui care după o perioadă sfântă, extraordinară de tăcere, se apucă să vorbească o grămadă de prostii și toate ni sunt notate ca să le citim și să nu facem ca ei. Omul acesta se ancorează în suveranitatea lui Dumnezeu. Ce-l spune el după ce pierde totul? Dumnezeu a dat? Eu nu... Deci Iov nu-și pierde mințile. Vai, Satan a luat controlul întregului pământ. Vai de noi, suntem terminați. Nu. Liniștea lui Iov este în faptul că Dumnezeu este suveran. Că Dumnezeu este în control. Asta a fost liniștea părinților lui Moise. Că Dumnezeu era în control. Acesta este singurul lucru care te poate liniști în vremuri de necaz. În al treilea rând, credința este sursa curajului. Credința este sursa curajului. Da? Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut și nu s-au lăsat înspăimântați. Deci nu le-a fost frică. Dacă nu le-a fost frică, înseamnă că au avut curaj, da? Care e sursa curajului? Sursa curajului este credința.
Credința care contemplă, care conștientizează cine este Dumnezeu. Așa se hrănește credința. Noi tot ne gândim, dom'le, cum pot să am credință mare? Credința mare e importantă. Cum pot să am credință mare? Foarte simplu. Credința mare sau credința crește, merge, se dezvoltă spre a fi o credință mare când ea contemplă cine este Dumnezeu. Cu cât vezi mai bine cine este Dumnezeu, cu atâta vei avea mai puțină frică. Pentru că vei face o comparație absolut ridicolă la un moment dat între Dumnezeu și absolut orice. Și Dumnezeu surclasează de departe absolut orice. Sunt două categorii diferite. Este eronat să le pui în aceeași categorie, să le compari. E imposibil de comparat cine este Dumnezeu, da? Cu orice altceva ce ne trece nouă prin cap. Asta face credința. Asta face credința. Da? Când ai un Dumnezeu ca Dumnezeul Sfintelor Scripturi, nu ca Dumnezeii Egiptului, orice frică este o jignire la adresa lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu îți spune, trebuie să salvezi copilul ăsta, am un plan, am o chemare divină pentru el. Dar mi-e frică de împărat. Ai o jignire la adresa lui Dumnezeu. Tu nu știi cine sunt eu, el putea să facă la Egipt așa. La tot Egiptul. Ceea ce a și făcut la un moment dat cu Egiptul Dumnezeu. Da? Credința este sursa curajului pentru că ea îl vede pe Dumnezeu. Deci noi nu când vorbim de credință, trebuie să am curaj și credință. O să zic, fratele Andrei, trebuie să avem curaj și credință. Da, și eu aș vrea să am curaj și credință și să nu mai fie frică în viață, să nu mai fiu stresat, să nu mai fiu cuprins de tot felul de îngrijorări. Mă duc în fața oglinzii și spun, Doamne, ajută-mă să am credință. Și tot mă gândesc, Doamne, ajută-mă să am credință. Doamne, crește în credința. Nu o să crească credința. Vei ieși mai depresiv din experiența aia. Credeți lucrul acesta? Nici măcar ascultați-mă, nici măcar dacă stai în rugăciune 3 ceasuri azi. Doamne, dă mai multă credință! Vă spun că nu o să aveți mai multă credință. Roagă-te și după aia deschide Sfânta Scriptură și caută pe Dumnezeul Sfintelor Scripturi. Și contemplă pe Dumnezeul Sfintelor Scripturi. Așa crește credința. Da? Nu într-o experiență din asta în care mă adresez lui Dumnezeu, dar nu am nimic în cap despre Dumnezeu. Aia nu poate să te ajute la absolut nimic. Da? Trebuie să fie o combinație. 4. A patrulea principiu. Credința predă totul lui Dumnezeu. Este fascinant să observați un lucru pe care autorul cărții Evrei nu îl menționează, dar este implicit. Zice așa. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui. Ce s-a întâmplat după? Deci ne spune foarte clar că a fost ascuns doar 3 luni de părinții lui. Da? Când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Știți pasajele acestea, le știm. Le învățăm de când suntem micuți, ne plac, nu? Exod 2, ce s-a întâmplat cu Moise? Da, l-a ținut, l-a ascuns 3 luni, nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu zmoală, a pus copilul în el, l-a așezat între trestii pe malul râului. Este un principiu foarte important aici. Care crezi că au fost cele mai grele luni din viața părinților lui Moise? În ce privește creșterea lui Moise? Care au fost cele mai grele luni? Care? Doar astea 3. Pentru că din momentul în care au dat drumul copilului și el a ajuns în casa împăratului și copilul ăsta a crescut pe banii împăratului, da? Și s-a dezvoltat în școlile împăratului, pe cheltuiala împăratului. Cele mai grele luni din viața părinților lui Moise a fost cât timp ei l-au avut pe Moise. Deci a fost... Și veți vedea de ce e important lucrul acesta pentru noi. Cea mai ușoară zi din viața părinților lui Moise au fost când l-au dat pe Moise. Că nu mai puteau să facă oricum nimic pentru el. Da? Există un stres inutil pe care noi îl avem chiar în lucrarea lui Dumnezeu. Chiar fiind membri din adunare. Chiar în ce privește trăirea vieții noastre creștine. Când credem că toate lucrurile sunt în mâinile noastre. Dacă n-aș și eu, s-ar prăbuși împărăția lui Dumnezeu. Nu spunem asta niciodată. Și nici nu o credem de plin, dar în parte o credem. Dacă n-aș fi eu, copiii mei, ce s-ar întâmpla? Dacă n-aș fi eu, soția mea, dacă n-aș fi eu, soțul meu, dacă n-aș fi eu, adunarea, vai ce-a suferit, frate! Când am plecat prima dată din adunarea în care am fost păstor, unele persoane au fost foarte apocaliptice. La un moment dat ăștia chiar mă făceau să cred, domnule, dacă plec eu, hai de mine. Și se întâmplă cu credința creștină. Nu s-a întâmplat nimic. Da? Și asta e frustrarea, știi? Nu e foarte mare diferență că ai plecat sau ai venit tu. Pentru că există acest sentiment pe care ni-l inoculăm uneori unii altora sau pe care ni-l inoculăm nouă înșine că de noi depinde lucrarea lui Dumnezeu. De noi depinde împărăția lui Dumnezeu. De noi depinde o grămadă de lucruri. Și lucrul acesta ne obosește. Lucrul acesta ne face la un moment dat să ne prăbușim în depresii, în descurajări profunde. Că noi credem că în ultima instanță mântuirea copiilor noștri depinde de noi.
Că noi credem că în ultimă instanță mersul bun al adunării depinde de noi. Că noi credem că în ultimă instanță împărăția lui Dumnezeu. Doamne, nu a lăsat Dumnezeu în mâinile noastre, păi în mâinile cui a lăsat-o? Da, depinde de noi. Și lucrul acesta ajunge să ne apese. Dar este un favor extraordinar pe care ni-l face Dumnezeu dacă în viața noastră există o zi a capitulării, a cedării, a prăbușirii. O zi a predării tuturor lucrurilor lui Dumnezeu. Tuturor lucrurilor lui Dumnezeu. Se vorbește foarte puțin despre această doctrină a predării, a renunțării. Și mă refer la credincioși. Mă refer la credincioși. Și se vorbește foarte puțin pentru că există o confuzie. Dom'le, ce înseamnă să predau? Să-mi dau familia, să-mi las nevasta, să-mi las serviciu? Ce e aia să predau lui Dumnezeu? Să renunț, să-i dau lui Dumnezeu? Ce e aia? Biblia ne vorbește despre lucrul ăsta. Ne-l arată de mai multe ori în viața unor oameni. Arată cerința Domnului Iisus Hristos. Trebuie să lași totul și să vii după mine. Cum, Doamne, să le las? Ce iubești pe mamă, pe tată, pe soră, pe frate? Trebuie să lase totul. Nu-i vrednic de mine dacă nu. Să-și ia crucea, să mă urmeze, să abandoneze tot. Doamne, să-mi îngrop tată. Nici să-ți îngrop tată. Cum? E absurd. Ce viață e asta? Nu pot să trăiesc o asemenea viață cu Hristos. Da? Și de multe ori stăm în adunare, ascultând asemenea predici și spunem, bă, omul ăsta e pe altă planetă. Oare s-aude ce spune de la amvon? Noi trăim în altă lume. Noi nu putem să facem ce spune el. Deci este fals ce spunem. Dacă credem lucrul acesta, ba da, putem să facem lucrul acesta. Pentru că practic, faptic, Dumnezeu nu-ți cere, domnule, da, du-te și aruncă-ți toate lucrurile în aer. Ci Dumnezeu îți cere ca să existe o acțiune duhovnicească a sufletului tău, de predare duhovnicească a lui Dumnezeu. Adică inima ta care să ține de toate lucrurile, Doamne, le țin, Doamne, sa mele. Inima ta să le lase, nu să le scoți afară, să-ți dai foc la casă. Inima ta să se despartă de lucrurile alea. Inima ta să le dea lui Dumnezeu. Doamne, îți dau salariul meu. Știi ce o să facă Dumnezeu? Ți-l dă înapoi, dar să-l administrez cum spune el. Doamne, îți dau familia mea. Știi ce face Dumnezeu? Nu o trimite să într-un atentat sinucigaș, ci ți-o dă înapoi, dar să o crești după cum îți spune el. Doamne, îți dau mașina mea. Dar nu spune Dumnezeu, da, bun, dă-o într-un zi și fă-o praf, să mergi de acum cu bicicleta. Nu, ți-o dă înapoi, dar să o folosești cum îți spune el. Doamne, îți dau serviciul meu, geabul meu de care m-am ținut. Dacă pierd geabul ăsta, îmi pierd securitatea financiară, îmi pierd tot ce am construit eu până acum. Dă-l lui Dumnezeu și Dumnezeu poate ți-l ia sau poate-ți da altul mai bun sau poate-ți da altul mai rău, dar îți dă liniște și pace. Înțelegeți? Adică Dumnezeu ia toate lucrurile acelea și ne le dă înapoi curățite, răscumpărate ca să le folosim pentru El. Despre asta este vorba când vorbim despre predare. Când vorbim despre predare. Și ne uităm la viața tuturor copiilor lui Dumnezeu și vedem între copiii lui Dumnezeu, ca să ne luăm de aspectul ăsta material, oameni foarte bogați. Putreți de bogați. Putreți de bogați. Deci acea comandă, porunca Domnului Iisus Hristos, lasă totul, că altfel nu ești vrednic de mine, nu a presupus pentru ei fizic lăsarea tuturor lucrurilor, pentru unii a presupus. Ci a presupus despărțirea inimii în primul rând de acele lucruri. Asta a fost problema. Că inima nu era despărțită, da? Că inima nu era despărțită. Acesta este momentul la care trebuie să ajungem fiecare dintre noi, la un moment de predare. Și eu personal din viața mea și fiecare dintre dumneavoastră trecem prin lucrul ăsta. Avem momente de pocăință, de lăsarea lucrurilor în care, așa, ca și cu foaia, ca o foicică ar trebui să faci la un moment dat, să spui, Doamne, mi-e legat lucrul, inima de lucrul ăsta, e bun, Tu mi l-ai dat, e a Tău. Dar începe să-mi controleze viața, începe să mă macine. Nu mai am liniște, nu mai am pace, dar e un lucru bun și ți-l dau Ție, Doamne. Eu predau lucrul ăsta înainte Ta, fă Tu ce vrei. Eu să-mi fac responsabilitatea mea, lucrează Tu cum vrei Tu. După o perioadă de timp, iar intrăm noi în control, iar ne băgăm caracatețele, tentacule în fiecare lucru și le controlăm și le facem și noi suntem stăpânii universului nostru. Și iară obosim, și iară descurajăm, și iară ne prăbușim. Și iară trebuie să venim la Dumnezeu și să punem toate lucrurile alea pe altar. Da? Ca Dumnezeu să ne le dea înapoi, curățite, răscumpărate. Este un proces, este o igienă zilnică pe care trebuie să o facem. Dacă o facem rar, este dureroasă. Când rupe Dumnezeu idolii din inimile noastre, e foarte dureros. Dacă e un proces zilnic de predare a lui Dumnezeu a întregii noastre vieți, da? Te predai pe tine însuți cu absolut tot ce ai tu, atunci procesul este mult mai liniștit, este mult mai ușor. Și asta fac părinții lui Moise. Da? Credința acestor oameni în acest act de predare nu este irațională, nu este o aruncare în orb. Să vezi ce o să-mi facă Dumnezeu. Mi-a spus să-i predau totul lui Dumnezeu. Să vezi ce o să-mi facă Dumnezeu de acum cu familia. Să vezi ce greu o să o duc financiar de acum. Să vezi ce greu o să-mi fie la lucruri de acum, că trebuie să fiu pocăit și m-am voie să stric, să fac ce vreau eu acolo. Să vezi de acum ce viață de chin o să am. Nu! Aia este totală necredință. Credința este un act
rațional, dar rațional din punct de vedere duhovnicesc, o logică duhovnicească are în sine. De ce? Eu știu că Dumnezeu știe mai bine decât mine. Deci te ancorez în înțelepciunea lui Dumnezeu. Eu știu că Dumnezeu poate mai bine decât mine. Îl pun pe râu, ceea ce e o nebunie în sine. Este un act nebunesc dacă n-ai credință. Îl pun pe râu, Dumnezeu a zis că are favorul lui, să aibă grijă de el. Nu mai pot. Copilul ăsta a crescut mare. Nu mai pot să-l ascund. Pentru că credința crede că Dumnezeu poate să aibă grijă de lucrurile lui. Știe să aibă grijă de lucrurile lui. Și vrea să aibă grijă de lucrurile lui. De asta cea mai bună afacere spirituală pe care o poți face este ca să dai toate lucrurile tale lui Dumnezeu. Că Dumnezeu știe să aibă grijă de lucrurile lui. Știe să aibă grijă de lucrurile lui. Poate să aibă grijă de lucrurile lui. Are grijă de lucrurile lui. Și atunci când tu cu tot ce ești tu și ce ai, ești dat lui Dumnezeu, ești în totală siguranță. Abia atunci ești în totală siguranță. Până atunci ești în stres continuu. Ești în stres continuu. Da? Și Dumnezeu vrea să ne elibereze de lucrul acesta. Cel care ne iubește nespus este și atotputernic și atotștiutor. Și știe mai bine decât noi. Calvin, nu știu de unde a preluat el propoziția asta, cred că dintr-o discuție pe care am avut-o la un moment dat, în care el încerca să-mi demonstreze cât de deștept el și cum știe toate lucrurile, și am încercat să-l smeresc puțin, știți? Și de atunci are o frază în rugăciune când se roagă și spune: Doamne, Tu știi toate lucrurile, Tu știi mai bine decât noi. Și așa este, știți? Așa este. Dumnezeu știe mai bine decât noi. Noi zicem, da, Dumnezeu știe mai bine decât noi. Practic, Dumnezeu spune, uite, asta e voia mea, asta vrei să faci tu. Nu, dacă fac asta e riscant. Tu știi mai bine. Ești tu mai deștept în cazul ăla, nu? Ești tu mai deștept în cazul ăla. Și trebuie să ajungem la punctul în care, ca părinții lui Moise, Doamne, Tu știi mai bine, Tu poți mai bine, Tu ai grijă de lucrurile tale, îi dăm drumul. Vizual, când te uiți la scenă, este o nebunie, nu? Nu ți-ai pune pruncul pe el. Ce credeți? Nu ți-l ai pune pe nimeni. Dar ce să faci? Din partea lor n-a fost un act nebunesc. N-a fost o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Noi nu mai putem să avem grijă de lucrurile tale, nu? Ci a fost o predare în mâinile lui Dumnezeu a darului pe care Dumnezeu l-a dat și care era de fapt al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu urma să le ia oricum din mâinile lor. Dar Dumnezeu a vrut să facă ei lucrurile astea cu mâinile lor. La fel cum Dumnezeu îl trimite pe Avram să-l aducă pe Isaac. Dumnezeu putea să-l omoare el pe Isaac dacă vroia. Nu? Dumnezeu vrea să-l pună pe Avram să facă lucrul acesta. Avram să-și despartă inima de fiul promisiunii. Ca Dumnezeu să lucreze cum vrea el prin Isaac. Da? Să nu fie Isaac împlinirea visurilor lui Avram, ci să fie Isaac împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Da? Copiii noștri nu sunt dați ca să ne împlinim noi toate nebunile în ei sau să îi facem tot ce n-am putut să facem noi. Știți? Copiii sunt ca să fie predați lui Dumnezeu. De asta ne-i dă Dumnezeu. Ne-i dă ca să-i dă înapoi lui. Și în final, al cincilea principiu din credința pe care o vedem la oamenii aceștia, credința se ancorează în atot suficiența lui Dumnezeu. Da? În atot suficiența lui Dumnezeu. Adică te încrezi în Dumnezeu că El poate să aibă grijă de lucrurile Lui, că noi nu-L putem ajuta, nu-L putem sprijini, că nu pe umerii noștri stă împărăția Lui și soarta omenirii. Da? Dumnezeu este atot suficient. Este atot suficient. Noi râdem de lucrul ăsta. Sau ne amuzăm uneori când vedem oameni care se comportă ca și cum i-ar face lui Dumnezeu ceva. I-ar da mâncare, i-ar aprind. Dumnezeu e în întuneric, mă duc și aprind o lumină. Sărmanul Dumnezeu nu mai vede drumul acasă. M-am așa adus ceva mâncare, lui și sfinților. Că dincolo, foamele o fi. Da? Și ți se pare așa amuzant. Dar de multe ori ne comportăm la fel. Avem lucrurile lui Dumnezeu date pe mâinile noastre și credem că ele depind în ultima instanță de noi. Când nu este așa. Bun, ne uităm la a doua fază din viața lui Moise, la momentul când s-a făcut mare, da? Textul merge progresiv. Când s-a născut Moise, ce s-a întâmplat și când s-a făcut mare Moise. Și ne uităm acum practic la credința lui Moise, nu la credința părinților lui, da? Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că aveau ochii pironiți spre răsplătire. Eu mi-aduc aminte din adolescență când ascultam citat pasajul acesta foarte des, vorbindu-se derogator așa față de lume. Plăcerile lumii, păcatele lumii, și eu tare mult le iubeam. Când auzeam de Moise ăsta, mi se părea așa că a făcut o afacere tare proastă. Mai să fii în casa împăratului, prosperitate, influență, bogăție, pofte împlinite, ce vrei tu, ce doreai tu? Și să suferi o cara cu poporul Israel. Ce afacere aia? Mintea necredincioasă așa gândește. Mintea omului nenăscut din nou. Din nefericire, unii oameni care stau în adunare și se gândesc, bă, dacă stau să mă gândesc, putea să slăvească pe Dumnezeu acolo în templu.
sau acolo, în casa împăratului, care e problema? Nu putea să le aibă cumva în combinație pe amândouă? Nu. Și vedem imediat de ce nu și de ce actul acesta de schimbare a Egiptului cu ocarea lui Hristos este un act foarte deștept și înțelept din partea lui Moise. Dar din nou, este o logică divină, o logică duhovnicească în spate, da? Haideți să ne uităm, să despicăm firul 4 puțin. Lucru cu adevărat, uimitor, este că Moise, fiind crescut de mama lui naturală, dar și adoptivă, da? Moise nu moștenește religia Egiptului. Foarte interesant. Și când am citit pasajul ăsta, m-am gândit, domnule, e un lucru foarte, foarte, foarte interesant. Pentru că trăim într-o lume seculară, îmbibată, la fel ca acum 2000 de ani, la fel ca acum 4000 de ani, cu tot felul de idei religioase care n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Dar tot felul de atacuri împotriva credinței curate, adevărate în Dumnezeu. Da? Asta e lumea în care trăim. Și trimitem copiii la școală în lumea asta, și trăim în lumea asta, noi mergem în lumea asta. Și bineînțeles, evanghelicii au dezvoltat un fel de sindrom al ghetoizării. Dom'le, să avem măcar din când în când strângerile noastre în care ne vaccinăm și noi când ieșim în lume stăm așa cu minței, încercăm să nu avem niciun fel de contact cu lumea, să nu se prindă lumea de noi. Dom'le, cum o fi crescut Moise ăsta în casa împăratului, unde era nebunia de pe lume, da? De unde erau concentrate toate valorile și standardele eronate ale lumii acolo. Cum a crescut el având credință? Cum a crescut el până într-o zi când a spus guraie, plec? Cum? Ce s-a întâmplat? Cu siguranță, cu siguranță a venit ceva din partea părinților lui. Cu siguranță între el și poporul Israel s-a stabilit o conexie. Cu siguranță lucrurile au mers în felul acesta. Și vedem din acest fapt că credința adevărată nu este firavă. Vai, au ieșit în lume, au avut contact cu niște necredincioși, era să-i se clatine credința și să-ți piardă credința. Vai, sărmanul, atâta credință au avut. Uitați-vă la puterea, la cât de robustă era credința acestui om. Și faptul că, ăsta e primul lucru pe care îl observăm, credința răzbește dincolo de paravanul aparent impenetrabil al păgânismului. Aparent impenetrabil. Să fii un om care crede într-un singur Dumnezeu în vremea respectivă, în Egipt, era o anomalie. Era o prostie. Nu exista așa ceva. Era aproape ca ateismul. Există un singur Dumnezeu. Când Egipt era plin de păgânism, da? O cultură politeistă, cu valori, cu standarde, care erau legate de plăceri, de prosperitate, de păcat, de putere, de dominație, de lux. De ce mai era pe acolo? Omul acesta să străpungă paravanul ăsta aparent impenetrabil al păgânismului și să răsară de acolo o credință vie și puternică. Aparent pare o nebunie. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? S-a întâmplat pentru că asta este credința adevărată. Și bineînțeles, cu siguranță, mama lui, care n-a fost doar mama naturală, ci și adoptivă, a semănat în el. I-a spus, i-a comunicat, domnule, uite cine ești tu, uite cum ai fost salvat, uite cum a lucrat Dumnezeu în viața ta, uite ce promisiune avem noi, poporul Israel. Uite ce ne-a spus Dumnezeu că se va întâmpla cu noi. Noi nu vedem lucrurile astea acum, dar se vor întâmpla. Se vor întâmpla pentru că au fost promise de Dumnezeu. Asta este credința lui Moise. Al doilea lucru pe care îl observăm este că credința refuză cele mai tentante privilegii. Cele mai tentante privilegii care concurează sau compromit chemarea divină. A fi numit fiul fiicei lui Farao nu înseamnă a avea un titlu. Moise a zis, mie nu-mi place că mă cheamă fiul fiicei lui Farao. Eu aș vrea să mă cheme Moise. Nu despre asta era vorba. A fi numit fiul fiicei lui Farao însemna a avea o poziție unică de influență în Egipt. Poate nu era primul, poate nu urma să fie următorul faraon, dar cu siguranță urma să aibă o poziție de foarte mare influență în Egipt. Moise vede dincolo de lucrurile astea. Dincolo de prosperitate, dincolo de lux, dincolo de putere, dincolo de influență. Adică tot ce atrage omul carnal în lumea asta. Totul ți-i pus la picioare. E o șansă pe care are un om la câteva miliarde să ajungă în poziția aia. N-ajunge acolo. Eu ajuns acolo printr-un miracol. Să-ți fie pus totul la picioare și tu să spui eu nu vreau. Păi nu refuzi tu șansa pe care ți-o dat-o Dumnezeu. Nu Dumnezeu te-a dus în casa împăratului. Nu Dumnezeu te-a făcut ca să te găsească fata lui Faraon. Nu dai tu cu piciorul în ce ți-o dat Dumnezeu. Pare rațional, nu? Nu, omul acesta vede dincolo de toate lucrurile acestea. Vede că sunt niște gunoaie în realitate. În comparație cu chemarea
divină extraordinară pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și pe care vedem când a fost pusă în lucru, a rezultat în ieșirea poporului din Egipt, experimentarea acelor miracole, experimentarea la propriu a lui Dumnezeu. Asta face credința. Credința poate refuza cele mai tentante privilegii. De ce? Pentru că ea vede dincolo de asta. Ea vede dincolo de asta, da? Doar credința te poate face, da? Noi ne rugăm pentru copiii noștri, ne dorim ca copiii noștri să refuze plăcerile lumii acestea, fără credință nu o să poată. Da? Asta e realitatea. El o să se ducă acolo, poate din frică de părinți sau pentru a-și onora părinții, ca să nu-i facă de rușine. Păstrează un soi de moralitate, dar știi ce va fi în inima lui? În inima lui va zvâcni ceva foarte puternic ce tu nu vei putea stăpâni niciodată, spre tentațiile lumii acestea. Între tentațiile lumii acestea și inima lui există o legătură perfectă, indisolubilă, până când Duhul Sfânt nu vine și taie cu putere acolo. Înțelegeți? Asta este realitatea. Și până când în inima lui Moise nu s-a înfiripat această credință, Moise era un om al Egiptului. Ca mulți evrei care au ieșit din Egipt și au rămas cu inima în Egipt, vreau să se întoarcă înapoi. Faceți aminte de ei. Moise era și el un om al Egiptului. Dacă Dumnezeu n-ar fi înfiripat, n-ar fi născut în el această credință puternică, da? Care poate refuza toate privilegiile tentante care concurează și compromit chemarea divină. Cum puteți dumneavoastră să stați liniștiți știind că frații din adunare și surorile se duc în lumea asta păgână și lucrează cu oameni necredincioși și au toate murdăriile lumii acestea și se întâlnesc cu toate ispitele și toate tentațiile lumii acestea? Dumneavoastră nu v-ați gândit niciodată? Oare ce face fratele Sorin azi? Ce face Cristi azi? E acolo cu atâția oameni, atâtea țoape trec pe acolo. Atâtea. Ce face Cristi? Cum se descurcă Cristi azi? N-ai niciun stres din asta? Eu am câteodată. Am stres din asta cu privire la mine, nu cu privire la alții. Au tot felul de tentații pe care ți le pune lumea asta. Liniștea vine din înțelegerea ceea ce este credința adevărată. Siguranța noastră stă în faptul că Dumnezeu lucrează în fratele Cristi, lucrează în sora Leana, lucrează în fratele Avram, lucrează în Andrei, Asta e liniștea noastră, da? Pe asta se bazează unitatea noastră. Că știm că Dumnezeu produce, susține în noi o credință care poate refuza tentanțele lumii acestea pentru un motiv precis. Ea vede ceva mult mai important decât tentanțele lumii acestea, da? El nu stă acolo și spune, ce tare e ispita, sper să ținem de scaun, dar vine să ia... Nu! Nu! Ce credință extraordinară a avut omul acesta! Al treilea principiu din credința lui. Credința primește putere și lumină pentru decizii imposibile omului natural. Da? O decizie imposibilă omului natural. De două ori folosește termenul n-a vrut. Ia auziți ce spune. Prin credință Moise când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Farao. Ci a vrut. Mai bine, dar e voința lui. Doamne, n-a vrut ce a vrut. A fost o decizie foarte, o hotărâre a lui. Doamne, nu vreau. Și vreau altceva. Da? Refuză ceva și vrea altceva, da? El ia o decizie, o hotărâre foarte puternică acolo, care din punct de vedere natural este o nebunie, da? Nu dai piciorul cu piciorul într-o poziție, în niște privilegii, în lux, în bani, în avere, în viață ușoară, într-o poziție înaltă. Nu dai cu piciorul, trebuie să fii nebun să dai cu piciorul, da? Decizia de a da cu piciorul în lucrurile acestea trebuie să se bazeze ori pe nebunie, ori pe credința care vede ceva dincolo de ele, da? Deci credința, când credința mă ajută să iau decizii. Mă ajută să iau decizii. De ce mă ajută să iau decizii? Pentru că mi-arată ceva ce omul natural nu poate vedea. Omul natural vede banii. Ce e în mână nu-i minciună. Omul credincios vede ceva dincolo de bani. Vede ceva dincolo de bani. Vede realitatea spirituală care este mult mai importantă, da? Așadar, credința nu este un salt cu ochii închiși și necunoscut, ci este un salt supranatural către ceva cunoscut și cert, dar care poate fi văzut doar prin credință. Da? Doar prin credință. 4. Credința își calculează deciziile cu o logică duhovnicească. De asta am spus că credința nu este oarbă. Ia auziți ce spune el. Versetul 26, mă scuzați. Ia auziți cum începe. El, ce făcea Moise? Socotea. El calcula. El se gândea, el compara, el cântărea. El nu spunea, Dumnezeu a spus, dacă Dumnezeu a spus, mi-a zis mama mi-a zis că Dumnezeu m-a ales să fiu copilul lui. Bun. Egiptul? Nu! El a luat o decizie bazată pe o socotință. El socotea, domnule. El se gândea. Da? Dar nu este o logică omenească aici,
Și este o logică dumnezeiască. Și care e logica dumnezeiască? Logica dumnezeiască este foarte simplu în fapt. Da? Noi avem trup și avem suflet. Logica dumnezeiască ia lucrurile materiale de o parte și ia lucrurile spirituale de cealaltă parte. Logica duhovnicească nu neagă realitatea materială. Da, domnule, sunt fiul fiicelui faraon. Da, sunt într-o poziție extraordinară. Da, am un favor unic în istorie. Da, pot să am o viață bună în Egipt. Da, toate lucrurile astea sunt adevărate. Dar eu văd ceva ce faraon nu vede. Eu văd promisiunile lui Dumnezeu care se vor întâmpla. Eu văd ieșirea poporului din Egipt. Eu văd trecerea prin Marea Roșie. Eu văd miracole. Eu văd manifestarea lui Dumnezeu. Eu văd un Dumnezeu viu și adevărat, nu ca Dumnezeu morți a Egiptului, care va lucra în popor. Eu asta văd. Și el pune în comparație și spune: ce? El socotea? Se gândea, ia auziți, ce socotea el? El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bugăție de comorile Egiptului, da? Deci lui se revelează ceva și în socotința lui, da, în calculul pe care el îl face, alege să meargă cu poporul lui Dumnezeu. Alege suferința, alege ieșirea din Egipt, alege pierderea Egiptului. Deci decizia lui nu este oarbă, decizia lui nu este așa un fel de speranță plină de dubii, decizia lui nu este luată sub impulsul sentimentelor, nu pentru că s-a certat într-o dimineață cu mama lui adoptivă, nu! Decizia lui este luată pe cântărirea acestor două realități aflate în opoziție în cazul acesta. Asta înseamnă că omul care, de exemplu, ar prefera să rămână în Egipt, este un om care nu socotește bine, care nu gândește. Care nu gândește. Da? Deci dacă eu prefer Egiptul în cazul ăsta și nu ocarea lui Hristos, eu n-am gândit. Sau cel puțin n-am gândit bine. Deci problema nu e că am gândit. Ce spune omul din lume despre tine? Ce prost e pocăitul. Uite ce-o refuzat. Da? Prostul acolo e altcineva. Pentru că el vede doar lucrurile materiale. Eu pot socoti lucrurile materiale de o parte și lucrurile duhovnicești de altă parte. Da? Și pot lua o decizie luând în calcul ambele realități. El vede doar una. El vede doar una. Și se crede și deștept pentru asta. Da? Deci credința își calculează deciziile cu o logică duhovnicească. Niciodată problema nu e că ai gândit prea mult, ci că ai gândit prea puțin. Sau nu ai folosit logica corectă. Da? 5. Credința își asumă voluntar suferința copleșitoare și nedreaptă. Ia auziți ce spune. A vrut mai bine să sufere. V-am mai spus dumneavoastră când eram necredincios, nenăscut din nou și nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Tata ne învăța să fim cu minți, să nu înjurăm, să nu ne batem la școală. Ne învăța. Și cu atâta au rămas cu învățatul. Da? Și El ne învăța să suferim. Mai bine să suferim. Mai bine să suferim. Acum, când îți dă unul o palmă, ce rațiune ai tu mai bine să suferi? Dar de ce să nu se suferi? De ce să nu sufere și el? Nu? Și nu să sufere cât am suferit eu. Ca nici să nu mai îndrăznească a doua oară, nu? Asta e logica omului, natural, da? Zice, și Scriptura nu spune că Moise a suportat suferința. E diferit a suporta suferința și ați asuma suferința. Da? E foarte greu de pus în practică lucrul ăsta ca să-l gândești. Sună foarte agresiv. De exemplu, o soție bătută de soțul ei că e credincioasă. Ea nu să spună, suport bătaia soțului meu. Și ea să spună, eu mi-asum această suferință pentru că vreau să fiu cu Hristos. Oh, parcă ar fi mai ușor să suport. Nu zic, bă, n-am ce face. Stau aici să suport că n-am ce face. Asta e una. Și alta e să ți-o asumi. Să vezi, zic, prefer lucrul ăsta. Îl prefer. Inima mea e dispusă spre suferință decât fără Hristos și fără suferință. Înțelegeți? Credința își asumă în mod voluntar o suferință copleșitoare, nedreaptă. Ea și-o asumă. Nu și-o dorește ca pe o bucurie, dar și-o asumă pentru că o preferă în loc la ceea ce îi se dă, da? În loc la ceea ce îi se poate da. Cum face suferința acest lucru? Scriptura ne spune despre Moise, foarte interesant, că el a preferat, da, a dorit, a vrut, a hotărât să sufere ocarea lui Hristos. Ce știa Moise despre Hristos? Ce știa Moise despre Hristos? Este irelevant să speculăm în dimineața asta. Biblia ne spune că el a vrut să sufere ocarea lui Hristos. Aduceți-vă, poate ziceți, știu eu dacă chiar știau. Aduceți-vă aminte când Iacov, înainte de Moise, mult înainte de Moise, dă binecuvântarea celor 12 fii a lui și fiilor lui Iosif, lui Iuda îi spune, vei fi stăpân, vei conduce, din tine va ieși Șilo sau Mesia.
Evreii știau că din ei va ieși cel care va izbăvi lumea de păcat. Ei știau lucrul ăsta. Așteptau lucrul ăsta. În jurul acestei promisiuni gravita, trebuia să graviteze întreaga viața lor. Toată legea lui Moise gravita în jurul promisiunii venirii lui Mesia. Aia nu era o lege așa, avem și noi o Constituție, că suntem și noi nații pe pământ. Nu, gravita în jurul venirii lui Mesia, arăta spre Mesia toată. Moise știa venirea lui Hristos și el spune, ce? Egiptul? Noi îl așteptăm pe Hristos, eu vreau să fac parte din poporul în care se va naște Hristos. Ei nu știau când va veni. Eu vreau să fiu mai degrabă acolo. Și a preferat ocarea lui Hristos, oamenii înainte de Domnul Iisus Hristos, decât toate comorile Egiptului. Cu alte cuvinte, ce cred că s-a întâmplat cu Moise? Este că Moise, ca și noi, când Duhul Sfânt ne deschide ochii inimii, a văzut frumusețea persoanei Domnului Iisus Hristos în parte. Și văzând frumusețea persoanei Domnului Iisus Hristos și uitându-se deoparte la comorile Egiptului, comorile Egiptului li s-au părut niște lucruri pline de mizerie pe lângă persoana Domnului Iisus Hristos. Și a zis, n-ai cum, decizia e clară. Mă duc în direcția asta, da? Dacă nu vezi frumusețea persoanei Domnului Iisus Hristos, nu vei putea face niciodată lucrul ăsta. Nu ai cum. E imposibil. Nu ai cum. Poți să practici un fel de stoicism din ăsta în care spui, sufăr. Dom'le, dacă te înjură, da? Dacă te înjură colegul la școală, eu nu îl înjur. Aia e ceva filozofie grecească care face ca societatea să funcționeze mai bine. Moralism. Dacă colegul îmi dă o palmă, eu nu-i dau. Dacă ăștia mă ocresc, eu nu fac. Eu stau așa cu mințel, liniștit. Domnul Iisus nu spune asta. Nu? Ce spune Hristos? Binecuvântați pe cei ce vă blasmă. Nu suportați pe cei ce vă blasmă. Faceți bine celor ce vă urăsc. Da? Să-i întorci. Nu zice să te abții, spune să-i întorci lucrul acesta, da? Deci este ceva ce tu îți asumi, suferința pe care tu ți-o asumi și, o transformi pentru că vezi frumusețea irezistibilă a lucrului pentru care suferi. Și acela este Hristos. Dacă nu e Hristos, nu e nimica. Dacă nu e Hristos, nu e nimica. 6. Credința se atașează de poporul lui Dumnezeu. Acum e foarte interesant. Zice că a preferat să sufere mai degrabă pentru poporul lui Dumnezeu. Acum, după ce știți că îl pocnește Moise într-o zi pe un egiptean, nu știu, l-a pocnit, dar l-a pocnit bine. Da? Și a doua zi nu vrea să-l pocnească pe un evreu, dar vrea să-i liniștească pe doi care se ciorovoiau acolo. Și spune, ce? Te apuci să o faci pe judecătorul și între noi acum? Ce? O să ne pocnești poate și pe unul dintre noi acum? Și Moise zice, băi, cu tântălăi ăștia, nici nu are rost să-ți pui capul. Nici nu are rost să-ți pui capul. Eu vreau să-i ajut. Că nu m-am dus să plezesc pe niciunul din ei. Vreau să-i ajut, eu îmi pun viața la risc, așa că ăștia nu merită, tată. Tu ce vă, tată, stați în robie? Bă, voi merita să stați în robie încă vă 400 de ani, pentru mintea slabă pe care o aveți. Dar zice că Moise a preferat să sufere cu poporul lui Dumnezeu. De ce? E un lucru foarte interesant. Poporul Israel care a ieșit din Egipt, aduceți-vă aminte, 40 de ani l-au mâncat pe Moise. L-au mâncat! L-au terminat! Da? Avea Moise biserică mare, da? Bine, nu i-a fost cu ei. Membralitatea era dezastruoasă, dezastruoasă. N-aveau doctrina membralității. Acum, slavă Domnului, noi avem acum. Și totul spune că a preferat să sufere cu poporul lui Dumnezeu. De ce? Asta e întrebarea. Credința asta ni se arată aici. Credința se atașează, dorește, preferă să sufere cu poporul lui Dumnezeu. Israel, dacă te uitai la el la vremea respectivă, părea să aibă un viitor sumbru. Israel, din punct de vedere social, era într-o robie cruntă. Egiptul părea să fie la polul opus. Egiptul e fruntea, Israelul e jos. Eu prefer Israelul jos. E nebunia asta? Răspunsul este nu, este credință. Ce credință, da? Ce credință? Răspunsul este următorul. Evreii aveau promisiunea venirii lui Mesia. Sunt trei versete pe care le-am sărit din Evrei, pe care o să le studiem altă dată. Printre ele spune la un moment dat că Iosif, când s-a apropiat sfârșitul, de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt, a pomenit și a dat porunci cu privire la oasele sale. Deci el spune, bă, o să vină exodul, pregătiți-vă. Deși exodul urma să vină după câteva sute de ani. Dar Iosif e sigur de lucrul acesta. Și evreii trăiau cu promisiunile acestea, da? Evreii trăiau cu promisiunile acestea, cu promisiunea intervenției supranaturale a lui Dumnezeu și scoaterea acestui popor foarte numeros din Egipt. Dumnezeii egiptenilor nu puteau să facă nimic. Și motivul pentru care Moise se atașează de poporul lui Dumnezeu nu este datorită sfințeniei poporului Dumnezeu, ci datorită Dumnezeului pe care l-avea poporul lui Dumnezeu. Datorită faptului că știa că Dumnezeu acesta va lucra, da, cu oameni ca Andrei, ca Ciprian,
casorii și așa mai departe. De asta ne atașăm de poporul lui Dumnezeu. Nu că ne uităm la unul la altul și spunem, băi, un om adevărat, ce om al credinței, mă simt onorat să stau lângă o asemenea om. Nu câteodată te uiți și spui, Doamne, eu ce caut lângă ăștia? Recunoașteți. Hai că lângă vreo 2-3 aș putea. Da? Și sectarismul ăsta scris în genele noastre, firești, sectarismul. Eu și încă câțiva mai suntem, restul praf și pulbere. Care e motivul pentru care te atașezi de poporul lui Dumnezeu? Motivul nu este poporul lui Dumnezeu. Motivul este Dumnezeu acestui popor. Care începe să lucreze în acest popor, să facă minuni în acest popor, să se manifeste în acest popor. Prima manifestare miraculoasă a lui Dumnezeu în poporul lui Israel a fost infinit mai prețioasă pentru Moise decât toată religia, toată păgânismul, toate comorile, tot luxul Egiptului. Ăsta e Dumnezeu. Cu poporul ăsta vreau să merg eu. A, Dumnezeu m-a salvat, Dumnezeu m-a ales, Dumnezeu mi-a dat favorul special și mă protejează în casa împăratului. Ce Dumnezeu este ăsta? Dumnezeu Egiptului nu putea să facă așa ceva. De asta s-a atașat de poporul lui Dumnezeu. De asta rămânem atașați de poporul lui Dumnezeu. Datorită Dumnezeului pe care l-au acești oameni. Datorită Dumnezeului pe care l-au acești oameni, da? 7. Totuși sunt niște plăceri ale Egiptului. Cum faci față? Și asta e practic pentru noi. Cum faci față? Sunt tentațiile, e vitrina largă, mare a Egiptului. Pompă, fast, religie, Dumnezei, putere, imperiu, stăpânire, gloria Egiptului. Spui, du-te Egipt de aici. Cum faci lucrul ăsta? Practic cum îl faci? Ce se întâmplă? Îți plăcerile Egiptului. Femei, distracție, religie păgână, senzualitate. Acolo era tot ce vrei tu. Da? Ca păgân, ca om firesc. Cum reziști tentației? Zic, bă, adică să mă duc în iad, mai bine stau numai cu nevasta mea. De asta? Nu. No. Nu de asta. Ia auziți, credința demască natura hidoasă a păcatului. Auziți ce spune aici. Scriptura spune foarte clar. A vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se... Vezi, comparația. Suferință decât bucuria, să se bucure de plăcerile. El nu zice că alea nu-s plăceri. Mai zic unii. Fraților, păcatul nu oferă plăcere. Tu crezi că n-ai trăit în păcat, prietene. Tu crezi că n-ai nicio treabă cu păcatul. Tu ești sfânt deja, trebuie să te ia Dumnezeu, ești un arhanghel ceva. Fraților, păcatul distruge, păcatul face. Da, și dă plăcere. E dulce. Au, e dulce. Nu e așa? Păcatul e dulce, fraților și surorilor. E dulce, e plăcut păcatul. De asta le numim pe păcate, cum le numim? Plăceri. Doar că sunt plăceri de o clipă. Și gustul de după aceea este foarte amar. Foarte amar. Mai ales pentru copiii lui Dumnezeu. Și nu ăsta este motivul pentru care un copil al lui Dumnezeu refuză păcatul, că gustul după aia e amar. Ăsta e moralism. Pe care îl poate experimenta și un om din lume. El spune, da, după ce am făcut lucrul ăla, a fost dezastros, dar mi-a plăcut. Dacă aș putea să-l fac fără consecințe, l-aș mai face odată. Dar fiindcă sunt consecințe pe care nu vreau să le suport, pe ăsta nu-l fac, îl fac ăla la care aș putea suporta consecințele. Sau cărui consecințe nu le văd. Nu ăsta e motivul pentru care un creștin nu face păcat, că după aia are un gust amar. Ci pentru că vede în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos ceva mai plăcut decât păcatul. Plăcerea păcatului nu poate fi biruită decât cu o plăcere mai mare. Dacă nu ajung, asta e cura, asta e vindecarea, asta e medicamentul pentru creștinismul oloc, handicapat, schilot de astăzi. Un Hristos viu, frumos, irezistibil, care, a cărui plăcere îmi va da putere să refuz toate plăcerile păcatului. Nu există nicio altă soluție. Nicio altă soluție. Dacă nu mă antrenez în acest exercițiu spiritual de a vedea frumusețea Domnului Iisus Hristos, nu voi putea refuza plăcerile păcatului. Practic, și dacă aș avea o soție care paralizează, de exemplu, da? Și a cărei frumusețe s-ar duce într-un accident și așa mai departe, credincioșia bazată pe legământul pe care am făcut cu ea ar trebui să mă țină lângă ea. Dar, în mod natural, în mod normal, eu trăiesc o viață cu soția mea, trebuie să trăiesc o viață frumoasă și practic, voi face comparație cu lucrurile spirituale, practic ceea ce trăiesc eu cu soția mea știu că nicio ființă de pe planeta Pământ nu poate da. Nu am cum să experimentez cu orice ființă de pe planeta Pământ, oricât de frumoasă ar fi ea, ceea ce eu am adunat 5 ani, 6 ani, 7 ani de zile cu soția mea sau 30 de ani. Este imposibil. Nu ai cum. Nu ai cum. În același fel,
în mod infinit, incomparabil stă lucrurile în, lucrurile, în sfera spirituală. Domnul Iisus Hristos este la un pol infinit opus față de toate plăcerile lumii. Plăcerea pe care El o dă este infinit mai mare decât plăcerile de o clipă ale păcatului. Înțelegeți? Este o logică pe care o faci acolo. Nu spui, mă duc cu Hristos, îți bătu de soartă, viață grea, da? E plictiseală în cer, trebuie să cântăm acolo la harpe, dacă ar fi tobe, chitări electrici, n-ați mai, aș mai spune, mai stingă ăștia lumina, facem un concert. Da? Dar de când să mă duc în iad? Nu e asta viața. Nu e asta viața. Nu vă imagine, oameni, asta e gândire carnală. Asta e gândire carnală. Prima clipă în care vom fi în cer, vom experimenta un extaz pe care nu l-am experimentat pe toată perioada cât am trăit noi pe pământ pusă la un loc. Tot extazul de pe pământ experimentat la un loc nu se poate compara cu extazul pe care îl vom avea în momentul în care vom deschide ochii în veșnicie și vom vedea fața minunată a Domnului nostru Iisus Hristos. Incomparabil. Altfel nu înțelegi nimic din Apocalipsa, ce se întâmplă acolo. Asta a văzut Moise, a văzut de pe pământ. Dacă nu vezi de pe pământ fața minunată, frumoasă, irezistibilă a Domnului Iisus, nu vei vedea în veșnicie. Pentru că nu vei putea trăi o viață refuzând plăcerile păcatului. Nu vei putea. Este imposibil. Nu ai cum. Da? Nu ai cum. Credința demască natura hidoasă a păcatului. 8. Credința vede frumusețea și valoarea supremă a lui Hristos. Am atins lucrul acesta. Da? Ele merg mână-mână. 9. Credința are în fața ochilor adevăratele răsplăți. Și acesta este lucrul cu care închei. Ia auziți ce spune. Foarte interesant. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre care răsplătire? Unde era răsplătirea? Cum avea el ochii pironiți spre răsplătire? Pironiți spre răsplătire. Adevăr, nu este adevărul ăsta că vă gândiți câteodată la răsplătirile cerești și nu vă atrag foarte tare? Că o să spun o coroană pe cap, nu? Da, mulțumesc. Și adevărul, este un adevăr în lucrul ăsta, știți de ce? Pentru că în momentul în care ei văd fața Domnului Iisus Hristos, ce fac cu coroanele? Le iau și le aruncă. Care e adevărata răsplătire? Adevărata răsplătire a mea este Iisus Hristos. Adevărata răsplătire a mea veșnică este să experimentez mai mult din fericirea și din plăcerea în prezența lui Dumnezeu. Și atunci și răsplata pe care mi-o dă. Ia-o, Doamne, Tu înapoi, eu prefer să rămân cu Tine. Asta este reacția copilului Dumnezeu. De asta Scriptura leagă aici. A preferat să sufere ocarea lui Hristos pentru că se uita la răsplătire. Păi ori ocarea lui Hristos, ori răsplătire. Este același lucru. Răsplătirile celelalte sunt adiacente, toate sunt centrate în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos. Haideți să rămânem astăzi cu lucrul acesta. Să ne focalizăm, să cunoaștem, să contemplăm, să credem, să căutăm să vedem frumusețea irezistibilă a persoanei Domnului Iisus Hristos. Asta este soluția. Nu există niciuna alta. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Amin. Amin.